Numele meu este Vali Vlahopol și vă invit să facem o incursiune în istoria României. Toată lumea a auzit de Mihai Eminescu. Dacă nu de poet, atunci măcar de liceu sau de stradă. Sau poate a trecut pe lângă o statuie realistă și s-a întrebat cum de putea să scrie dacă avea mâinile de piatră. Mă rog, asta nu e o reprezentare foarte exactă, pentru că în realitate era ceva mai scund și avea pe cap mai puțin găinați de porumbel. Mihai Eminescu a fost un poet de seamă, dar a scris și proză și articole în presa vremii. Te întrebi când mai avea timp să și pozeze pentru bancnota de 500 de lei. Exact. Îți mulțumesc. Te mai așteptăm, ca invitat. Poate, nu ce cred. Ce fără din cadru? Mâine ta. Cum adică? Glumești, nu? Dar nu m-ai rugat să preiau? Dar te rog frumos să nu glumești așa. Adică? Păi astea-s glume? Asta e emisiunea mea râd. Acum. Ha-ha! Nu, asta n-a fost râs. Victor. Acum. Cum ai spus? Victor. Nu, oprește sunetul, te rog. Așa faci? Nu pot să cred, frate, de chiar ia, nu știu câta oară când... Haideți cu mine. Avem aici statuia realistă a lui Mihai Eminescu, cel mai mare poet pe care... Este cel mai mare poet, Mihai Eminescu. Ce mai urma să spui? Păi, ce vreau eu, că emisiunea mea acum... Mihai Eminescu, cel mai mare poet pe care pe l-a care, avut. Pe care? Ai am zis pe care. Pe care? Victor. Pe care l-a avut România vreodată. În toate timpurile. Ce mai urmează? Tu ce nu înțelegi? Care parte din emisiunea mea acum nu înțelegi? Care nu înțelegi? Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? Ieși acasă! Și totuși, cine a fost cu adevărat Eminescu? Ce mai știm noi despre el la 100 și ceva de ani după moartea lui? Ce mai putem spune noi astăzi despre el dacă ne ascultă profa de română și ne întreabă cine a fost Eminescu? Pentru a avea un răspuns la toate aceste întrebări, am decis să stau de vorbă cu experți de renume mondial în ceea ce îl privește pe Mihai Eminescu, experți care nu au plecat încă în vacanță. Ce a fost mai întâi? Poetul sau strada? E greu de zis, nu? E o întrebare de genul ce a fost mai întâi, oul sau găina? Nu e același lucru. Acum știm precis că poetul a fost mai întâi și strada e denumită după el. Oare? Vă asigur că așa e. E doar părerea dumneavoastră. O respect, dar permiteți-mi să nu fiu de acord. Strada Mihai Eminescu a existat înaintea scriitorului. E adevărat, poate se numea altfel, dar a existat înainte. E precum oul. Oul a fost înaintea găinii. Mihai Eminescu s-a născut în 1850 la Botoșani, un oraș de pe lângă Ipotești. Se pare că poetul nostru a fost atât de genial încât are o strofă în care și-a prezis propria naștere. Mihai Eminescu își petrece copilăria la Ipotești, fiind înconjurat de natură. Îi place încă de mic să cutreiere codrii din zonă și preferă să doarmă lângă izvor, pentru că acasă, în camera lui, credea că are un monstru care se ascunde sub pat. Eminescu trăiește o dramă atunci când merge la liceu, la Cernăuți, și descoperă că în camera lui de la internat nu este niciun copac lângă care să pună capul și să se culce. Tânăr precoce, Eminescu publică primele încercări literare la vârsta de 16 ani. Erau niște poezii, adică un fel de cântece, numai că fără muzică. Inițial, numele poetului era Eminovici, însă editorul Iosif Vulcan l-a convins să schimbe numele în Eminescu, pentru că Eminovici suna cam nașpa. La vârsta de 19 ani, Eminescu merge să studieze la Viena. Se pare că imediat ce a ajuns în orașul de la poalele Dunării, Eminescu se interesează să vadă unde poate găsi un codru decent unde să doarmă. La Viena, poetul studiază filozofia, în loc să facă și el o facultate utilă, cum ar fi comunicare și relații publice. Tot la Viena îl cunoaște pe Ioan Slavici, cu care leagă o lungă relație de prietenie. Se pare că cei doi s-au vorbit să pice împreună la bac și să nenorocească mulți elevi. La Viena o cunoaște și pe Veronica Micle, căreia îi dedică multe poezii, printre care și scrisoarea a treia. Cred că toată lumea își amintește de muritoarele versuri: Tu ești Micle? Da, împărate!
Veronica Micle nu-și imagina că, atunci când Eminescu i-a propus să se culce împreună lângă izvor, poetul chiar voia să doarmă alături de ea lângă o apă mică curgătoare și nimic mai mult. După ce se întoarce în țară, Eminescu citește la cenaclul Junimea novela Sărmanul Dionis, unde era vorba de un tip atât de sărac încât nu-și permitea să fie personaj de roman, ci doar de novelă. La Iași, Mihai Eminescu leagă o strânsă prietenie cu Ion Creangă, căruia îi spune să o lase mai moale cu scrisul, pentru că nu este o întrecere. Eminescu își dă seama că nu este atât de priceput pe cât credea, așa că mai face o tură de studii, de data aceasta, la Berlin. Acolo însă nu prea-i place locul de cazare. Îi dă codrului în care a dormit nota 6 pe booking.com, precizând că stejarii seculare au fost ok, însă izvorul a lăsat de dorit și jivinele l-au trezit la 5 dimineața. Asta e o oră. Eminescu a lucrat și ca ziarist, dar nu câștiga mare lucru și mai și rămânea fără bani. La un moment dat ajunsese atât de disperat încât și-a lăsat mustață ca să-l joace pe Pablo Escobar în serialul Narcos. Din păcate, nu a primit rolul pentru că ținea neapărat să spună toate replicile în versuri. Cunoscuții spun că Eminescu era un tip risipitor. Deși hârtia era scumpă în vremea lui, el lăsa foarte mult spațiu liber la finalul rândurilor. El a scris multe poezii, însă n-a publicat decât un singur volum în timpul vieții. Și totuși, nu a lipsit în niciun an de la BAC, exact ca vicepreședintele PNL Vrancea, care nici la 42 de ani n-a reușit să ia notă de trecere la examen. Ajutor! E cineva acolo? Sunt băiatul cu istoria! Vali Victor Vlahopol! Vali! Nu merge! Poeziile lui Eminescu au ajuns și în lumea rapului, puse pe muzică de Biugi Mafia. Toată lumea cunoaște nemuritoarele versuri. După codrii de aramă, stăm noi, majoritatea. Sunt mai înalte la șosea să nu se vadă foamea. Să nu se vadă izvoarele care ia apă pe proști și fluturii care noaptea vând floare de colț. Lasă-mă puțin, că iar se întâmplă iar. Eminescu. Hai! Ce v-a întrebat Vali? Era băiatul de mai devreme? Da. M-a întrebat câte ceva despre Eminescu. Eu nu știu ce să vă întreb, așa că să vă rog pe dumneavoastră să-mi dați un răspuns, ca și cum v-aș fi întrebat ceva foarte inteligent despre Eminescu și după aia tăiem noi la montaj. De ce? Să-mi scoateți vorbele din context, pe urmă? Dimpotrivă, noi vă punem vorbele în context. Viața e plină de paradoxuri. Deși Eminescu a murit singur și sărac, acum e pe o bancnotă valoroasă pe care o vrea toată lumea. Asta te pune pe gânduri. Oarecare ar fi fost soarta poetului dacă ar fi apărut pe bancnota de 500 de lei noi, încă din timpul vieții? Zi-mi tot ce știi despre Eminescu. Nu! Nu scoți nimic de la mine! Să-ți pară rău. Eminescu a murit la data de 15 iunie 1889 la sanatoriu Caritate din strada Plantelor, numărul 9. Corpul lui a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe, unde scriitorul și compozitorul Grigore Ventura a ținut un discurs funerar.